Veniți de luat lumină. Și pentru Sfintele Paști a ținut tot postul, dovedind curăția. Și-a primenit garderoba, și-a vopsit părul, s-a epilat și-a făcut chiar unghiile la mâini și picioare Maria. Și-a pus ciorap de nailon remaiați și-a schimbat pălăria și-a plecat cu o lumânare albă la Patriarhie la înviere. Băteau în vânticele rece ca o adiere. Lume cât cuprinde dealul, vrea să închine, să-și aline aleanul. Nu era sigură de Ion dacă o înșală. A fost și în Vinerea Mare, chiar la spovedeală. I-a spus popii tot ce avea pe suflet. De nici nu i-a luat bani cu viosul, deja mai liniștit la cuget prin osul. Și acum încrezătoare cânta într-un glas pioasă, cu tot mireanul adunat despre Hristos, ca înviat. A luat lumină chiar de la mitropolit și cu ochii în lumină a încremenit. În fața ei a apărut un grup organizat. Șeful cu propaganda de la capitală și secretarul de partid pe fabrică, cu vreo 5 lingăi. Erau colegii de serviciu de-ai săi. I-au zis în râs, Hristos a înviat. I-a îngăimat. Adevărat. Și a doua zi au dat-o afară. Băteau un vânticel rece. Copacii înmugureau dușmănos. 89 era de-abia în primăvară.